Da, părerea mea că segmentul vostru de alegător, totuși, când ajunge, e derutat și nu are pe cine alege. Deci, nu de atâta s-a ajuns, la avea atâta. Segmentul vostru. Păi, nu, dacă vă declarați unioniști ambii, nu? Trebuie să vedem dacă domnul Costiuc rămâne să trudească în continuare exact în acest segment sau să extinde sau renunță. De exemplu, noi am rămas exact la acest segment și inclusiv... Nu vreau să fiu. Nu, nu. Ba da, noi am pornit o alt fel de abordare, nu e vorba de unionist. Eu am câteva dosare câștigate la CEDO pe acțiuni, inclusiv în 2007 am stat închis cu Dorin Chirtoc și am plătit amendă. În 2008 am câștigat la CEDO. Pentru aceleași acțiuni. Eu nu-mi schimb crezul. Eu și ieri toată ziua am luat cu drapelul României în fața Curții Constituționale. Problema e că am abordat și am susținut și am ajutat o grămadă de lume care mai puțin are treabă cu unionismul. Mai puțin. Și acum suntem o forță politică care, dacă spui că e de culoarea asta, suntem prima dată când... Era vorba despre soluții pentru Republica Moldova. Eu văd Republica Moldova sau această bucată gata, nu, și trebuie împreună să parte a României. Da. Nu o văd separat, pentru că separat va trăi tot mai prost și mai prost. Monopolizare. Pentru mine a fost mereu destul de greu să înțeleg ce înseamnă Partidul Unionist în Republica Moldova. Eu aveam la un moment dat impresia că dacă îți faci tatuaj pe frunte că ești unionist, înseamnă că ești unionist. Dacă nu-ți faci tatuajul, înseamnă că nu ești. Eu, de exemplu, sunt unionistă, dar n-am tatuaj nicăieri. Sunt foarte mulți care cred la fel. Și atunci eu, de exemplu, de la partidele unioniste, mi-ar plăcea să vină cu propune. Eu vreau o întrebare pe dumneavoastră. Eu când spun că sunt unionist, haideți să clarificăm statutul dumneavoastră, care poate este unul reprezentativ. Eu când spun că sunt unionist, atunci soluția pe care o văd pentru Republica Moldova, una apropo constituțională, este unirea Republicii Moldova cu România și nu îmbunătățirea, încercăm să dregem, scârpim acest stat. Iată, vă întreb pe dumneavoastră. Știți când Constituția permite asta? Da, permite Constituția, vă garantez, nu vă supărați. Fără referendum? Cu referendum, dar în 40 referendum. Iată, dumneavoastră, tot așa considerați ca și mine, ca zicem, cât feluri suntem unioniști. Pentru că aici e ușor să spui chestia. Ba, dar nu dumneavoastră, sunt mai mulți feluri, domnul. Nu, sunt mai multe. Abordarea asta, de sunt fapt, unioniști, de fiecare dată nu știu. Să răspund eu la întrebarea lor, da. Eu vă garantez că domnul Bujureanu e unionist. Ok, după emisiune. Domnul Postic, vă rog. Au monopolizat cu unioniștii sau noi? Da. Punctul nostru de vedere, că dacă ne axăm iarăși pe întrebări geostrategice... Vă rog, ești un monopolat unionist. Dumneavoastră sunteți cetățean român. Aveți cetățean român? Da, sigur că am. Păi, dar chiar dacă ești la mine, asta ce înseamnă. Și stai o leacă, Vasile, asta ce înseamnă. Păcate, nu toți cei care au cetățenii română sunt unioniști, pentru că avem cel puțin șase deputați pe SRM. Haideți să-l ascultăm pe domnul Postic. Eu nu declar și vă spun, da, unionist. Unionistul. După părerea noastră, a partidului nostru, întrebările geostrategice, de vector, partidul schimbării, am în vedere, partidul care reprezint. Care nu e unionist, spuneți-o. Nu este unionist, este în afara vectorilor. Păi stați-o, că eu v-am ascultat, domnule, suntem alături și fără mască. Domnul Postic are mai puțin experiență politică și haideți să... Apropo, e prima mea emisiune, dacă ceva... Apreciem. Apreciați. De-abia mă încadrez, deci data viitoare să văd... Haideți, la subiect. După părerea Partidului Schimbării, istoria vectorilor care ne dezbină, de fapt, și dacă cineva declară că e unionist, el automat își caută o armată de nesusținători a ideii unionismului și a ideii de integrare în Uniunea Euroasiatică. Deci aceste momente și aceste întrebări nu trebuie să le ridicăm acum. Dați-le lăsăm pe 4, pe 8, pe 12 ani să trecem deasupra lor, deci acestor subiecte. Dați să ne orientăm la ce e la noi, cum trăim noi și ce probleme avem în țară. La moment, dacă ridicăm asemenea întrebări, vă spun și vă garantez, de atât și domn Vasile încearcă să fugă acum de unionism. Dar nu mai fug deloc. Păi te-ai dus în sate și ai văzut oamenii ce vor și a spus, eu nu sunt unionist, dar eu puțin te susțin. Și ai spus că nu sunt chiar unionist. Îți de acord. Și sunteți unul din cei care alimentați așa oamenii, propaganda. Păi da, dar oamenii săraci acolo. Oamenii săraci acolo. Nu, cu asta trebuie să lucrăm. Corect, dar ce să vorbim? Hai să ne unim cu România acum. Când jumătate de țară nu vrea deloc nici să audă de întrebarea asta. Lăsați-o leac temele când ne-am glodat în glot.